Bună, Silmia! Astăzi a, -a loc ultima gală din sezonul 6, Mireasa. Cu o zi înainte am văzut concurenții cum și-au făcut bagajele, toți nostalgii chiar declarau că au de învățat multe, ce puteau să învețe, că i-a schimbat părerile lor, diferite păreri, dar toți erau, priveau așa cu nostalgie, după aceea și-au pus un pahar de vin, chiar a arătat și vinul, nu mai rețin pentru că eu nu sunt băutoare de vin, au dat noroc, ca pentru ultima oară, se priveau așa cu nostalgie. Poate unii de ei o să se mai reîntâlnească, poate nu, nu știm ce ne rezervă viața, nu știm. Deci, și-au făcut intrarea întâi băieții, frumos câte unul, câte unul, apoi fetele. Prima a fost Miruna, rochile erau superbe, rochile foarte frumoase, nu pot să spun despre Miruna că era frumoasă, pentru că toată lumea a văzut-o și știe că nu era. Luca, Roxana și Gabi. Și Deni. Deci, pe scenă cânta Pepe și cu fetița. A cântat și fetița puțin, am văzut-o. Cred că e fetița mai mare. Nu știu, care două fetițe, dar nu știu exact care fetiță dintre ele, pentru că, după cum știți, nu locuiesc în țară și nu nu sunt la curent cu toate, pe Pepe pepel știu dinainte, pe pepel știu de 20 de ani, mai bine de 20 de ani. Și foarte emoționați, mirii, când le-a văzut, wa! foarte, foarte emoționați. Au dansat. Valsul mirilor pentru care s-a antrenat, cred, că o lună de zile, cam așa ceva. S-au antrenat și au dansat impecabil. Mi-a plăcut foarte tare, foarte tare. Am văzut că au dansat și unii dintre părinți, dar, fac o paranteză, la un moment dat a intrat în ring Adriana și a dat o parte pe Miruna ca să-și ia băiatul la dans. Asta, nu știu cât a deranjat -o pe Miruna, am văzut că a făcut o față dezamăgită, dar era dreptul ei să danseze cu băiatul, nu? Băiatul ei, de ce nu? Și eu am dansat puțin cu băiatul meu. De fapt, așa era regula, așa era scenariul, să danseze întâi cu noi. după aceea cu, cu, mamă, cu, da, mai întâi cu mamele și după aceea cu fetele. Da. Iar căsătoria. Căsătoria așteptată de toată lumea, pentru că foarte mulți dintre noi nu eram siguri pe cuplu Viorel și Deni, nu eram siguri. Nu eram pentru că au tot declarat în ultimele zile că ei nu se căsătoresc. Dar de a declarat și Valentin că nu se căsătorește. Chiar au avut trei zile, platforma a fost închisă a lor de votare, care i-a afectat. El, pentru tot ce s-a întâmplat, nu văd vina decât a lui și mama lui. Eu o plac foarte mult pe Gabriela, cu toate care și-au făcut jurăminte pentru toată viața, mie mi se pare aceste jurăminte pentru toată viața complet greșite, pentru că nu poți să știi de la început. Nu poți să știi. Ați văzut din celelalte sezoane câștigătorii din primele trei când s-au despărțit, tot așa și-au făcut jurăminte, toată viața. Toată viața era trei luni, cel puțin pentru cei din sezonul trei. Asta era. Toată viața lor era trei luni. Și după aceea împărțirea banilor și-au plecat. S-au despărțit. Căsătorie! Băieții au venit cu un buchet de flori, ele au coborât frumos pe scară, îmbrăcate superb, emoționați toți, to toată lumea din sală, cred că și prima a fost că am văzut ce față făcea. Și băieții le-au primit, le-au oferit câte un buchețel frumos de flori, le-a pupat mâna, sau au pupat și ei, bineînțeles. Primul a fost Cosmin, Alex, Paul, Valentin și Viorel. Da, Viorel foarte emoționat. Toți erau emoționați, dar cum l-am văzut pe Viorel acum, astăzi, nu l-am văzut niciodată. Nici măcar atunci când au plecat în aceste mini vacanțe. A venit primarul, de acolo din comună unde s-au căsătorit, nu știu, nu știu cum îi zice. Așa? Mai întâi s-au spus unul altuia jurămintele după cum spuneam, eu le văd inutile aceste jurăminte pentru că... Dar a fost în moment, ei atunci, în clipa aceasta, când au spus jurămintele, chiar au crezut în ele și asta e foarte important pentru că se vedea pe fața lor. Chiar și iubire transmiteau. Cu toate că ultimile luni n-au transmis nici care, atunci da. Emoție, iubire, chiar au transmis. Și jurămintele au fost foarte faine, foarte, foarte frumoase, foarte emoționante. Mie mi-a plăcut cel mai mult al lui Alex. Mi-a plăcut foarte mult a lui. Iar cel mai, mai puțin reușit, să nu zic așa, azi într-o zi mare, a fost al Mirului. Cu pisoiașul și cu astea, ce să așteptăm din partea ei. Iar toții mirii și miresele au semnat actele, bineînțeles. Să știți că aceste acte, în caz că se răzgândesc a doua zi, merg în spate sau chiar atunci, poți să mergi în spate și să anulezi tot. Asta e ce au semnat ei pentru spectacol. Pentru spectacol. Dar când se termină totul, mergi în spate, vorbești cu primarul sau cu cine e acolo și anulezi. Nu e ceva bătut în cuie, cu toate că Simona zicea casă de piatră și fericire și să fie pe toată viața, nu poți să știi dinainte. Dacă ar fi așa, toți care se căsătoresc să rămână pe toată viața, e un lucru bun să rămână, dar nu rămân toți, să știți. Eu de ce n-am rămas? Cu toate că am avut intenția asta. N-a fost după bine. Și știți ce mi-a plăcut înainte să, 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 spune, da, marele, da? care a respectat o tradiție veche și a cerut mâna la tatăl sau la, în cazul lui Cosmin, a cerut la televizor. S-a uitat la cameră pentru că n-au fost părinții și foarte rău, au pierdut foarte rău când a fost. Știu că le-a fost rușine, știu, știu. Dar trebuiau să vină. Trecea peste orice. Peste, peste, orice treceau și veneau. Primul a fost Paul, foarte emoționat. Alex, Valentin, Cosmin și Viorel, toți emoționați. Eu mă uit că am aici notat. Am notat. Am notat niște nume, nu țin minte tot. Apoi, după ce au semnat actele, a fost o pauză micuță, și au intrat în direct din nou pentru anunțarea Marelui Câștigător. Marele Câștigător s-a anunțat, au început de la, din spate. Care a avut cel mai mic procent, normal că a fost Viorel și Denisa, pentru că ați văzut ce comportament au avut. Pe locul 4 a fost Paul și Roxana, pentru că ea a fost și eliminată. Paul N-am ce să-i reproșez, dar ei, ia da, ea chiar a făcut. După aceea, pe locul 3, Raluca și Alex, tot ei de vină pentru că prea mult vorbea Aiurea. Pe locul doi, Valentin și Gabi, Gabriela, fata mea preferată. Și mare câștigători a fost Miruna și Cosmin. Să știți că nu meritau. Ce îmi pare rău că i-a scos de pe platformă aceste trei zile care au contat enorm pentru Gabriela, putea să fie câștigătoare. I bag vina doar lui Valentin. El a fost cu toate astea, mama lui care nu o place și nu o place în continuare, degeaba, i-a pupat mâinile, i-a dat flor, nu, nu o place. Nu o place deloc și nu e de acord cu căsătoria. Nu știu, cu toate că îi zic că se iubesc, poate a fost momentul, acest moment, dar nu, nu-i văd împreună pe toată viața, cum zic ei, și nici pe câștigători. Dar timpul le rezolvă pe toate. Cam atât pentru azi. Eu le urez multă fericire la toți. Vă rog să abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share. La revedere!